Substantivul neutru, azil, are forma de plural azile în 2003, față de aziluri în ediția precedentă 2005. Nu cred că viitorul exclude punctuația că o chestie importantă, pentru că nu avem cum să transmitem mesajul scris altfel fără semnele de, de punctuație, că s-ar produce neînțelegeri, deci nu, 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 se va exclude cel puțin atâta vreme cât avem scrisul, da? cât comunicăm în această formă scrisă. Cum de nu a mai apărut niciun semn de punctuație nou? Nu sunt necesare alte semne de punctuație. Inventarul a fost stabilit, sunt destule oricum și pun destule probleme de utilizare ca să mai avem încă un semn cu alte reguli, alte probleme. pe multe posturi și în discuții obișnuite zilnice am întâlnit exprimări pe care le consider greșite, cum ar fi Sunt mai bun ca tine, Elena este mai frumoasă ca Ioana. Corect cred că ar fi Sunt mai bun decât tine sau Elena este mai frumoasă decât Ioana. Nu are dreptate. Nu știu să spun de ce este deranjat telespectatorul de aceste exprimări. Se poate să fie din nou un răspuns la utilizarea excesivă a lui ca și. Utilizarea excesivă a lui ca și știm că se utilizează pentru a evita cacofoniile și probabil că de aici se gândește telespectatorul că în loc de uh, ca tine se poate spune mai bun decât tine, dar îl poate folosi pe decât uh, în loc de ca Iată că scăpăm de acest ca atât de, de, mult discutat și care a dat atâtea bătăi de cap în ultima perioadă. Dar dacă s-a gândit că decât ar trebui folosit pentru două lucruri diferite... Bineînțeles că și decât are la rândul lui probleme de utilizare, are anumite restricții în anumite contexte, întotdeauna apare când în enunțe există un verb negativ, nu vin decât dacă îmi pui la dispoziție tot ceea ce am nevoie. Varianta corectă față de vin decât dacă îmi pui la dispoziție, varianta neliterară. Auzită frecvent, dar uh, ferm condamnată de uh, limba literară. Eu cred că telespectatorul vrea ca decât să exprime diferența și ca asemănare. Se poate să existe nevoia, într-adevăr, pentru că, în principal, uh, se știe că limba nu tolerează, mai ales în uh, această zonă a instrumentelor gramaticale, nu tolerează uh, sinonimia. Și atunci se preferă uh, uh, specializarea. Deseori au apărut în cursul istoriei specializări pentru diverse situații, restrângându-se utilizarea unei forme pentru un anumit tip de context sau pentru o anumită structură sau pentru o anumită situație, tocmai pentru că e greu de, de tolerat. Se poate să fie și. Dar aceasta. nu e cazul aici, nu? Sunt corecte amândouă formele. Da. Domnul profesor mi-a dat o notă mică. Te refer la accent. Să știți că accentul uh, s-a schimbat. Uh, în dom 2, de pildă, erau uh, o serie de situații în care accentul era uh, permis, uh, trafic și trafic. Uh, era în variație liberă în dom 2. Acum, norma s-a decis pentru o singură formă, trafic. Singura formă acceptată este trafic. Cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic Ortoepic și Morfologic, 2021, prevede pentru substantivul profesor doar pronunția cu accent pe e, profesor. De aceea spun că numai dicționarul îl salvează în situațiile de felul acesta, care oricum au fost discutabile, oricum au fost duble, norma a fost permisivă, să spunem suntem mai deștepți decât alții sau suntem mai deștepți ca alții? Mai deștepți decât alții. Deci așa e corect. Sau așa prefer tu, că e o chestiune de preferință.